Bine ați venit din nou pe tărâmul de la Ceptura. Zice, păi nu dumneavoastră, ziceați rândul trecut că nu mai e muzică, unde-i veselia aia care era când veneam? Ei, acum eu uite, v-am făcut surpriză și am pregătit muzică. E 7:30. Nu contează. A, am pus-o de la 6. Să mergem spre muzică. Haideți să vedeți ce am făcut. În mare așa să vă spun, adică în mare, vă explic mergând până acolo, am cumpărat o boxă care merge pe Bluetooth. Deci dau drumul la Bluetooth pe telefon, pun muzică și cu boxa mă plimb pe curte și telefonul rămâne în casă. Asta e bună și pe bicicletă, dacă merge să rămână telefonul acasă și boxa să meargă cu mine, ar fi nemaipomenit de bine. Știți? Acum ne îndreptăm exact către instalație electrică. Pentru că vreau să vă spun că cei de la Electrica vând curent la unul și la altul pe gratis pe aici. Înțelegeți? Și acum, haideți să vedeți dumneavoastră ce am putut eu să fac aici. Ce instalație am putut să fac. Am realizat-o chiar ieri. Ieri am terminat, am finalizat-o. Să ne oprim un pic la boxă, să-i facem o prezentare scurtă la boxă. Sigur că da. Da, da. Și dacă este nevoie, chiar o iau și în mână boxa. Ca să vă arăt. Uitați-vă și dumneavoastră aici. Minunăție. Ia uite. Uite. Uitați-vă. Chiar vă rog, apropiați camera, dar vă rog. Uitați. E pe Bluetooth. Acum după telefon cântă. Ia uite. Ia uite, bă! Sigur, ia uite. Uite. Gata. Am cumpărat-o de la Bălțești. Când a luat rămân la pensie. Am dat pe ea 110 lei. Și când m-am dus în magazin, practic să cumpăr o priză pentru generator. Despart lumina de priză, știi, să fac două faze pe generator. Când mi-a sărit în ochi asta. Aoleu. Zic, cât e doamna asta? Eu am văzut 11.00, da, zic, e 11 lei. Ia uite, bă, ce ieftină. Deci e 1.100.000. Hai, doamne, dați-mi. Dar dați-mi cu cutie cu tot. Prostul meu să-i spun să-mi dea roșie. A avut vișinie. Și am luat-o, zice, merge pe Bluetooth. Când am adus-o acasă la Bălțești și am văzut cum merge și se vede ca lumea, se aude ca lumea pe ea, haide că mă zic, fac discotecă cu asta, tot vreau să fac discotecă. Da, exact. Și când i-am arătat-o Ramona, cum cântă, mamă, ce frumos aude. Zic, vezi, Ramona, ți-am luat televizor. Zic, aici a fost TV și la televizor. Dar nu e așa, știți? Și aici e generatorul. Ieri când am venit acasă, m-am chinuit să-i fac boșca asta, că zic să pot să-l protejez de ploaie, să-l țin aici, știți? Chiar vă rog, haideți să mergeți să vedeți. Dar să fiți atenți pe unde călcați, că mai e minat terenul pe aici. Ușor. Ia uitați-l. L-am băgat așa în coșmelia asta, am făcut-o de formă pentru ploaie, pentru, știți? Și am băgat generatorul acolo, dacă e nevoie chiar pot să-l și opresc dacă chiar vă deranjează buzuitul ăsta. Știți? Haideți să-l oprim un pic, ne apropiem un pic. În momentul când se oprește generatorul, că de-aia l-am stricat pe altul, nu se oprește cu sursele toate în el, să scoate ștecherul din el, să o lasă o secundă și pe urmă îl oprești. Uitați! Uitați-vă și dumneavoastră cum îl oprești. Uite, deci el se scoate de aici. Se scoate de aici din ăsta, se dă afară așa. Mai lasă un pic și pe urmă pe. Gata. Și acum și în momentul când opresc boxa, tot la fel. În momentul când vreau boxa să opresc, am buton de oprire la asta. Nu, dar pot să opresc, uitați. Am oprit-o, gata, automat s-a dezactivat și Bluetooth după telefon. Știți? Și când vreau să pornesc înapoi, se activează Bluetooth iar după telefon. Acum am pus-o pe Denisa cu colindă, da. Mai mult colindă ascult. Pentru că la mine Crăciunul, după cum se poate observa, a venit un timp mai devreme. Că frigul e venit deja, cadoul generatorul, acest generator a fost dus luat în dedeman, dus în dedeman înapoi și a dus iar înapoi. De ce? Pentru că am vorbit, banii ăștia care au cumpărat generatorul se datorează americanului de la New York Times. El mi-a trimis banii să cumpăr generator electric. Practic aici să cumpăr panou electric, solar. Și nu am găsit la banii ăștia panou solar. E foarte scump.
Și atunci m-am dus și i-am zis: Ramona, pune ochii pe un generator. Și a găsit generatorul ăsta. Și ăsta era 399 de lei. L-am cumpărat, după aia i-am zis la american că am luat panou solar. Dar aveam practic generator, știți? Că zic, na, dacă m-a trebuit banii, mi-era rușine să spun că n-am luat... Luasem, nu, că nu luasem bun, luasem generatorul. Dar el a zis, măi, eu vreau ceva care să nu mai cumperi benzină, să nu mai dai bani. Vreau ceva care să meargă curentul chiar gratis, gratis, da? Nu merge panou solar. În primul rând că nu ai cu ce să le ieși, și al doilea rând, nu merge în zona asta aici. Nu merge și mai ales cum e acum, dar nu e soare, el și e lumină doar, nu se încarcă foarte puțin și n-ai curent. Găsisem un panou la 350 de lei, era așa de vreo 40-50 de centimetri, dar zic că nu ducea decât două becuri. Și zic, dacă vreau să pun de el și un televizor, și zice, nu, nu duce, aia, atunci n-am cum să le iau, nu le iau.